Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Immortals of Averum ăsta, sau cum Dumnezeu îi spune că îmi scapă numele. Am descoperit și da, și mulțumim tău, dar cred că îl făcusem un tutorial, dar cine mai ține aminte toate detaliile. Acum văd că suntem în ceva templu nebun. Bine, nebun, arată el foarte nebunesc acum, dar vreau să văd dacă pot să explorez pe aici, să fac un alta. Ok, văd că am activat aia, aia nu face nimic acolo, de ce degeaba. Încep puțin să inspectăm și pe aici. Opa. Oh, ok. Ok, aia face ceva. Asta face ceva. A, deci oricum trebuia să le deschidem pe toate, ok. Mamă, dar acolo n-am ce să mă duc și să văd. Acolo e blocat oricum. Dar văd drumul dacă vreau să o iau foarte ușor. Nu știu voi dacă vedeți drumul către butonul ăla de like, boys. Dacă nu vedeți, să-mi spuneți, vă fac eu o rută acolo frumos. Ok, dă și de aici să deschidem ăsta. Bun, am mai niște esențe de pe aici. Sincer, sunt curios să vedem ce Dumnezeu găsim prin toată treaba asta și să vedem dacă ajungem și noi Immortal sau Sal. Și că vorbim de rancul pe Valorant aici, cu Immortal, cu toate alea. Ia uite pe băieții mei. Wow. Iată, e aia. Zahand. Ce mai creează, mă, fata mea? Înseamnă cu un Warframe cum e îmbrăcat așa. Deci că e Miraj. Miraj Prime așa. Nu e periculos să lăsăm chestia aia în mâinile ei? Beyond me, huh? Wowzers. Acu, iacu. Primul nostru boss fight? Uh-oh. Nu, oprește, dă-i cu ceva, mă trage! Țac, țac! Aoleu, ce degeaba ești, bă. Hai, bă, Jack. Ce naiba e asta? Ups. Hey, țin-o pe asta și taci. Ador chestia aia. Ok, how do I get out of here? Nu știu. Trebuie să vedem cum reușim să ieșim de aici totuși. Deci așa că jocul ăsta aduce aminte de Dishonored. Adică pot să văd semi-asemănările. Ceva pentru puterea verde? Ar fi un item. Grenadă? Ce e asta? Slow down enemies. Ok, și pe asta cum o folosim? OQ. Hai că mi-a mers aia, dacă e. You still with me, Jack? What happened to the hand? A luat-o. Some kind of Aristan, by the look of it. I couldn't stop it. Understood. Get back to the front as fast as you can. We've got soldiers pinned down by that howler near the west passage gate. I'm on my way. Oare cum putem noi intra pe aici? Cred că e vreo treabă pe aici pe care trebuie să o activăm. Dar nu văd altceva. Nu văd chestii. Apropo, am văzut că unii dintre voi tot întrebați cum se comportă jocul ăsta ca optimizare. Bă, dacă vă e teamă din cauza lui Jedi Fallen Order, vă spun de pe acum, ăsta rulează de 11.000 de ori mai bine decât Fallen Order. Și nu zic asta pentru că am eu 4080 în PC sau ceva, ci pur și simplu dacă un joc era optimizat prost, mergea prost și pe 4080, așa cum a mers și Jedi Survivor. Nu, ăsta chiar rulează bine, maxim mini sughițuri dacă le-ați observat puțin mai devreme, dar în rest...
În rest chiar rulează bombă rău de tot, n-am ce să comentez și arată și bine. Adică nu știu acum, n-o să vedeți de webcam-ul meu, dar am 105 frame-uri cam așa. Deci se păstrează bine și suntem și cu RTX-ul pe DLSS2, adică nu e... Nu suntem nici pe DLSS 3.0, să zici că mai câștigăm niște frame-uri. Hai să luăm asta. Că pe DLSS 3.0, dacă ați văzut, face efectul ăla dubios cu UI-ul. Cumva jocul ăsta n-are UI-ul pus peste joc, are UI-ul în joc, ceva în stilul ăsta. Mamă, ne batem cu draconul? Trebuie să-i tragem în gură, da, uite care în gură acolo o chestie. Mamă, cum m-a nimerit? Mă, i-a luat priori. Opa! Valeu! Au, dar e ceva cristal pe spate. Aaa, cu Q doar selectez ce și cum și care. Ok, am înțeles acum cum funcționează. Cer să-i dau în gură, dar nu-mi iese. Ah. Da, uite, cu Q doar le faci switch între ele. Crystals. Gata. Red Rage Fire. Oh, maximum healthstone increase. Stai un pic. Ce aia oare? Rage Fire ăla. They're retreating. You had something to do with that. Just doing my part, sir. You did well today. Thank you, sir. But the hand of Sandrak. Any idea what she might have taken from the temple? I'll look into it. You, though. You're going to be late. Get to the Palathon. Selection's starting soon. Oh, wow. I mean, the Palathon's kind of a hike. Isn't there, like, a field promotion you could do? Nope. Come on, you and me, ushering in a new tradition. Battlefield selection. No more long lines. Dismissed. A încercat el să obțină o promoție, mai, să fie avansat mai așa, mai ușor. Because she believed in me. What's that? That's why I wanted it. Ah. I wanted it so bad. I need to prove to myself Luna was right. Că l-a întrebat mai devreme în video trecut dacă de ce își dorește neapărat să devină un immortal. Ținând cont că el nu e așa, nu era invested, nu își dorea să devină soldat. Ne-a promis, sau bine, vrea să-și dovedească că, na, prietena sa care a murit în intro a avut dreptate. Are sens, mă gândeam că e un fel de chestie de asta. Ok. Oh. Pe aici ce mai găsim? Ia uite și pe ăștia fac navete spațiale pe aici. Captain Selko. Jack. Big day finally arrives, huh? Yes, sir. That news traveled fast. Kirkan might have led on that she thought you were ready for selection after this campaign was over. Her intuition is rarely wrong. Especially about you.
Și trust, mama e pe enter. Căutam să dau click și toată aia mă lăsa. We do have our history. Yeah, I only trained under her for 5 years. The crippling uncertainty made you fight harder. Maybe. So how's the road, sir? Too dangerous for my liking. This close to the Palafon. You should visit the forge and get your gear sorted before setting out. Good idea. I'll be back. Ok, deci trebuie să mergem la ceva forge. Stai un pic. Gear. Nu primisem parcă ceva? Mamă, dar crește damage-ul masiv. Ia și trage diferit? Oh, wow, ok. Ah, asta faci cu gold-ul până la urmă aici și să upgradezi gear-ul tot la forge and stuff, ok? Ia, hai să vedem. Legendary, what the fuck? Ah, fire rate-ul scade, asta crește damage-ul. Ah, și asta faci cu esența albastră. Red. Am înțeles, mamă, dar trebuie de energie de construct. Ah, asta mi le-a dat deja în inventar? What the fuck? Stai un pic. Nu știu care e tasta de inventar rapid. Da, mă, uite că mi le-a dat. Triarch Sigiliu. Ce, astea merg puse oriunde? A, nu. Bă, da, Triarch merge oriunde. All critical damage, hai să vedem. Păi și cum trage asta așa? Nebunie. Ok. Și ăsta aici pe roșu nu avem decât asta așa. Să fie mai sniper? Mamă, recoil-ul e nebunie rău de tot. Ok, hai să vedem. Am uitat dacă putem umbla și la inelele alea sau ce mai aveam noi. Open the gate. You'll need to be cautious, Jack. We've got incursions large and small around the clock here in Lord's Fell. Mm-hmm. Ok, incursions, au vin rebeli sau ce Dumnezeu? Holy, ce tare! Mamă, peisajele în jocul ăsta sunt super mișto. Windrifts have collapsed near the Oriman border, giving Rashan's airships a beachhead they've never had before. It feels like it's growing faster, huh? When I was a kid, the wound was just this abstract void my friends and I lived over. I never really knew how much of the world it had swallowed up. Ask me. It's a true enemy of the Everwall. In their endless fight for magic, the Magni ignore the Great Wound's relentless advance. Hmm. Don't tell Kirkin I said that. When you're right, you're right. See you later, Captain. Okay. Și acum ce trebuie să facem? Ah, travel direct. No, noi trebuie să ne ajutăm acolo. Stai că e de o leacă de mers. Mă întreb dacă dăm de gagii pe drum. Totuși e un drum destul de lung, ar trebui să avem ceva nebunie pe drum. Stai așa. Atinge chestia asta cum trebuie ținta sau sal? Ok, atinge, dar cam greu. O, stai așa, că-s diverse chestii pe aici. Ne dăm alea căporoșu. Deci ăla e un lift care probabil ne duce undeva. Mă, ce? Ok, deci ăsta nu funcționează așa cum credeam eu că funcționează. Bun. Asta voiam să știu. Ok, și noi practic trebuie să ajungem. Păi, travel to ăla. What the fuck? Și luminița e acolo. A, n-ajung acolo. Ok, ia stai așa să vedem că zice mă la punctul ăla de acolo. Poate e ceva ce am ratat eu, vreun fast travel sau ceva chestii.
Ah, ba nu, zice că trebuie să o iei pe drum dacă nu vrei să te pierzi. Cam asta cred că vrea să sublinieze. Mamă, dar ce range mic ai cu ăsta acum. Față de cealaltă mănușă pe care aveam. Oh, dar nu știe și băiatul meu în vreo abilitate de mișca mai repede. Oh! Ah, le dă doar slow așa. Nice. Nice, nice, nice. Am și niște health crystal-uri de astea să avem. Deci mă gândeam eu, mă, că vin niște inamici pe drum, că dacă ne-a avertizat ăla, era clar că o să fie ceva. Ce mai trage, mă, ăsta? Ok, și mai rasă de aici. Bă, dă binișorul asta așa cu trei țăpușe. Wow. Ok, cred că prima problemă de, cu adevărat problemă de când a început jocul și până acum. Ok, mai contează. Mamă, dar asta chiar că dă, nu? Ai, te-am pupat! Bro, i-am dat în piept. Ar trebui să crape instant. Periculoși băieți. Dar am ajuns soare? O, acolo ar trebui să ducem la... Mystic Regions. Oh, sunt fel de zone secrete pentru bonusuri. Astea așa băgate în ceață sau chestii de astea așa, ok. Ah, ba nu, asta, cred că la asta se referă. Ia, hai să vedem ce e asta. Oare challenge-uri de alea unde trebuie să te bați pentru puncte? Cred că asta s-ar putea să fie. Wow. Da, miroase a ceva de genul ăsta. Om, era să cad că nu aveam... Nu aveam puncte. Bă, și am pasive de băgate, acum am realizat. Mama, la fix am prins acolo pe ea. Ok, hai să vedem ce obținem de aici. Auci, 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 auci. Oh fuck. Mama, asta a durut. Ah, n-am vrut să dau neapărat explozia, am vrut să dau asta. Prea a fost cea mai finuță treabă. Bă, o creatură nouă. Bă, sincer, valul ăsta mi se pare cel mai pe explozia aia, nu prea pot să zic că mă dă pe spate. Da, nu pot să zic că mă pasionează. Explozia tot ce mai pe mi se pare asta cu valul. Oh, dar e așa de haotic totul, zici că mă joc Doom. Așa s-a văzut tot, oare tot? Cred că da. Ce-am obținut? Radiant Health increase maximum HP. Yo, asta e tare. Deci astea sunt pentru upgrade-uri de HP și cred că și de mana probabil. Am înțeles. Foarte drăguț. Foarte, foarte drăguț să treaba asta. Deci așa faci rost de upgrade-urile de viață și celelalte chestiuțe. Bă, stai așa că mai trebuie să ne uităm noi aici de talente. Ce avem aici? Oh, să ne mai dea curând și un de-asta aici. Chestiile astea este pentru lasso, nu parcă? Increased Blue Sigil Strike? Nu. Sharpshooter. Am băgat pe niște sharpshooting. Nu cred că mi s-a salvat mie celălalt. Așa e. Shield Explodes Breaks Knocking Them Back.
Increase blue magic power. Ok, și vreau să mă duc pe verde. Țin. Passive regenerate mana. Superb. Da, nu cred că mi-a dat save ultima dată când am venit. Bun, gata și cu treaba asta. Ia să vedem aici ce se află. Probabil un val de inamici pentru că pare a fi un fel de mini arena. Chiar mă și intra, nu vine niciunul. Man, ăsta a luat podul. A ondulat podul și a bătut joc de mine. Ce crede că eu n-am puteri de astea? Asta e așa că își trimite prietenii mai întâi. Ja. 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 Nice. Vreau să-i analizez ăla că pe ăștia. Cred că trebuie să caut punctul sensibil. Ah, iată-l. Rishonians really want to cut off passage to the Palathon. Suntem prea buni mă la așa ceva. Ce aveți? Cei mai mari vrăjitori din lumea vrăjitoarelor. Jack, oh, alo? E bine. Any word from the Palathon on my appointment? That nerves I hear? Nervous about what, sir? Trying to join the most elite Magni order in the world? Even failure is a chance to learn, you know? Not helpful. Avem o leacă de stres pe noi vere. Totuși vrem să devenim cei mai șmecheri între cei mai șmecheri, nu? Getting close to the Palathon. Should look for an entrance to a skiff bay along that wall. Sunt niște puncte pe aici. Trebuie să faci asta, cred că. Da, trebuie să rezolvăm puzzle-ul ăsta, mă. A, se pupă cu ăsta alt. Mă, ce? Ok, cred că să-i mai dau puțin. Nu merge așa. Bă, nu se pupă cu aia, nu se pupă cu cealaltă. Stai mă așa, oare să trebuie acționate? Nu trebuie acționate. Dar trebuie să deschidem ușa asta cumva. Sau ce face oare? Ok, what? Ok, nu știu ce face asta acum, asta că-s confuz. Deci asta e activ aici. Iar dacă asta e activ aici, ce rezolvăm? Încerc să realizez ce... Hello? You're an immortal. Dacă aș vrea să văd puzzle-ul ce facem acolo. And you're Kirkin's foundling.
the Candle of Shaled, answering our question about the atrocities of Rashan. Say what now? Forgive us, we lost our train of time. You will be answering our question shortly, and then you arrive at the Palathon. Your train of time? Got it. Weird. We're still waiting. What? The three atrocities of Rashan are the burning of the House Calamon Magni, the poisoning of the Wraithwind, and the enslavement of the Kalalish Guildmasters. Acceptable. And your the Candle of Shaled, answering our question about the atrocities of Rashan. Okay, I think the train left the station again. Can I go? Of course. Good luck. Stai așa. Așa că eu prins aici, bă. Investă în toată treaba asta. Oh, roșu s-a schimbat pe roșu. Și acum faci ceva dacă roșu s-a schimbat pe roșu? S-a prins cubul pe roșu. Nu faci nimic pe asta. Da, pare în podmolit rău de tot. Nu știu dacă aici ar trebui să rezolvăm, să facem palbastru, cred. Ia. Bine, de aici nu o să meargă să facem prea multe. Ok, verde încă a rămas activ. Pare trebuie să le activez într-un fel pe toate, ia stai așa. Nu că am prins un puzzle, nu se poate, trebuie să-l gâdilăm puțin. Bun, s-a activat ăsta. Nu se cupă acolo de sus, mă. Ăsta e albastru. Dar nu mă prind cu ăsta ce ar trebui să-i facem. Dacă nu merge, dacă nu-mi vine ideea. Chiar nu-mi vine ideea ce ar putea să fie. Da, prea-s de toate tot ce-i pe aici. Da, hai, las-o așa. Avem un ritual de făcut sau ce Dumnezeu aici. Bună! Așa. Nu putem să ne urcăm așa ca Nessie. Ok, The Immortals. Aici facem antrenamentul The Immortals. Wow! It's a list of the dead. There are so many, no one can remember all their names. I never knew there were that many immortals. Oh no, it's everyone across Avium that fell in the Everwar. The Palathon tracks somehow, all the way back. You know, we're still not really sure who built this place. A bit morbid, really. Having a massive death list right when you walk in, now that I think about it. Oh, hello. I'm Devin, by the way. Just got back from the front. Jack, stationed at Yiltheum Fields the last few weeks. I'm from Serum, originally. Is that right? I've never met anyone from East Lucium. And you still haven't. Said I was from Saren. Ah, nice. A little provincial machismo. Let me show you around, Jack. Promise to I really need to get to selection. Absolutely no idea where to go. Come this way. I'll show you.
I remember Kirkan talking about the Jack from Seren a few times. Said you'd make a great immortal one day. Huh. She said that? No. No. I'm just trying to calm your nerves, man. Spate joc de mine. How long have you been an immortal? Oh, ages. Well, a few years. But immortal years are like dog years. They stretch on and on. So you're the best of the best? You sound doubtful. It's a cheery disposition. But the Roshanians have sent writs of assassination to every quarter asking for my head. They hate me over there. I'll get some of those writs myself just as soon as I look up what writs are. I'm sure you will. Especially as a Triarch. We don't get many of those. Well, any of them, actually. Huh? So what's the secret? How do you do it? Dunno. I just do. I see. You just do. No need for hard work and discipline when you can just do. Good lesson for the kids. Is this part of selection? You busting my balls? No. Selection is much worse. We're almost there. E puțin gelos că noi putem controla toate trei elementele, el nu? Right. Oh, e tipa aia din trailer aici. Got another one for group 5. No. Oh, stop. He'll be your star pupil. Jack here's the soldier that was crucial to the rout at Yilthium Fields. Kirkan's pet initiate. I'm literally standing right here. The path is ready for this group, and I'm not asking her to reconfigure for one more. She'll complain and give everyone in the Palathon nightmares for a week. Get ready. Those doors open, you go in, one at a time. Come on, Zendara. You know the path already senses he's here. Okay, why are you talking about it like it's alive? It's not happening, Devon. On the one hand, nightmares brought about by a cranky magical Gestalt contrascape. That's okay, ignore me. It's cool. On the other, a stern lecture from Kirkan for playing needlessly hardball. I know which one I'd pick. Oh, Kirkan. Vezi să te pui și cu Kirkan. You weren't here for my speech to the selection candidates, initiate. So I'll give you the short version. So it is happening? Shut up. Welcome to the path. Stepping through that door means you think your magic is strong enough to issue a challenge to the Pentasod. That you fear no judgment or censure for doing so, and that your life word to the ley lines is forfeit if you're found wanting. The really short version? Don't fuck up in there or you're... Ah, okay. Like, classic. For real? More like absorbed into the path and removed from existence. But don't sweat it. I believe in you. She definitely thinks you're going to die. That's why her face looks like that. But don't let it shake you. And anyways, optimism is a moral imperative. I'm Zendara, of House Cadus. Warden of the path and oath sworn to the immortals by ancient treaty. It was nice knowing you, Jack. Ce bună joică e! A smarter man than you would have ended this day on a high note. Isn't she great? Ce făcută e, though. Păi, cred și eu că trebuie să fii paznicul la chestia asta. Oh, și repede ne-am încărcat. Complete the path. Eu avem umbră. Nu pot să cred. Wow. Păi, ce se presupune să fac? Sunt așa de confuz. Bă, băiatule. See how it is. Spectral. Ash. Oh, am ricolo cu casa. Așa, că s-am nevoie.
drăguț. Mă gândeam că o să fie o chestie de genul ăsta. Renin se dă un nivel de ăsta plin de băiețași pe care trebuie să-i spargem. Rip ăla. Exact, n-ai ce-ți trebuie, nu te descurci. Îți trebuie uneltele potrivite. Oh, fuck off! Oh, trebuie să cad aici. Mai mult sau mai puțin? Surpriză! Mamă, dar l-am rupt instant, ce Dumnezeu. Bum. Ador spell-ul ăsta, mă jur. Spell-ul ăsta e superb. Ok, hai că l-am mai folosit și pe ăsta alt. Ok, nu cred că am vrut să dau aia neapărat. Nice. Vreau să mă asigur că îi nimeresc capul. Oh, stai că acum am observat că suntem destul de low. Ok, fantomiță. Așa. Spell nou. Ce obținem, ce obținem, ce știe să facă? Hover. Oh. Oh, fuck me. Deci nu trebuie să folosim dash. Păi și cât ține hover-ul ăsta? Ok, ai o scurtă perioadă. Ok, pe ăla nu funcționează. Hai că ne descurcăm. Nice. Ok, asta să fie mișto și când ne batem cu ăștia. Sincer, o să fie super practic și când ne batem cu inamicii, ca să putem să-i ținem în aer și toate alea. Dacă să stăm noi în aer să ne ferim de chestii. Vezi? Aia zic. Nu mai am energie. Ah, era un ăsta micu sub mine, mă. Fuck me. Aproape să mă spargă cu ăla, nu-mi zic nu. Ok, asta nu mă duce sus deloc. Mă duce sus absolut deloc. Ia stai să vedem pe aici ce rezolvăm. Iu. Mamă, mai avem mult din path-ul ăsta, mă? Adică vrea să te asigure că avem ce să muncim aici, nu glumă.
Ok, asta o să mă troleze, eram sigur. Am încasat-o puțin. Wow! A, mâna aia oricum nu te ducea nicăieri. De asta duce undeva. Green Essence. A, ba da, te duce aici și sus. Superb. Uite pe aici. Noroc că nu luăm fall damage. Am să iau cristalul ăla de acum, mai prea târziu. RIP. N-am avut săracul nicio șansă. Ok. Nici eu n-am avut vreo șansă, ok. Și-am bătut alea că joc de mine. Lejer. Am că am trecut super lejer prin testul ăsta. Și chiar e destul de fain făcut. Oh, asta. Oh, acum urmează chestii din amintiri. Sharon. Bits of it anyway. I called dibs on the shoes. Caleb? First time fumbling about in Sharon. What? I grew up here. Don't move shit, bud. Best crab in the Harrows. Kilmos. But we both know that's not really crab. How far from here to Trotter's place? By a rooftop. He's born and bred, guys. Settle down. Where's your people? I don't know. You need any more? That was the day I met you and the others. Guess we're not playing fair anymore. Oh, asta e de când ne-am întâlnit prima dată cu prietenii noștri, că am înțeles. Așa mă, dacă tot e un health crystal pe aici, de ce să nu-l luăm? Place așa cum poți să te plimbi prin nivele. Chiar îmi dă un vibe așa de semi Doom Eternal. Bonk. Ador sniperul ăsta. Și acum vezi să spui că noi n-avem nicio magie să levităm mai repede. How many rooms? I got no idea, but it's fuck huge, so probably a lot. There's a just lot? The five of us. Then eventually we might all get really lonely. Who cares? Come on. Că nu e nicio acasă. That whole thing? Whole thing. How are we gonna defend that whole thing? What? What? We squat a place like that, we need to figure out how to keep it. No, it's ours. I bought it. How did you... Where did... It's not a mystery, Jack. I saved up. I oh. Wanted a house and now I have one. All of us do. She was so proud. Oh, alt upgrade de HP, cred. Deci Luna era destul de pregătită de orice văd. Thanks for the reminder. Immolate. Semi powerful spell, build up in Dominion mana. Dominion mana, asta e ceva. Oh, e un fel de rază. No way. Ah, tragi cu toate elementele deodată, cred. Am înțeles și generezi jucându-te cu celelalte. Nice. Ce tare. Asta e foarte tare. Sandrak.
And he's giant. Dad's not subtle at all. Ce-l batem așa? Mamă, facem sniping, e serios? Bine pe snipe. Da, nu vin eu după tine? Ce mi l-a luat pe ăla? Nice! Whoop. Whoa. Where is everyone? I sent them all home. Huh? You're the only one to pass. Pa bune? Really? Follow me. Brandoare. Let's head back up. Are we supposed to catch him? Let's go. Apăs space și nu dispare chestia de pe ecran. Never mind. Oh. She was right about you. That you'd surprise me. Seems like Kirkin really talked me up to everyone. I don't mean Kirkin. I mean the path. Oh. She knows I don't expect much from the unforeseen. Are we heading towards a backhanded compliment or... We zoomed right past. Okay. Check a bad option. Magnite houses don't exactly hide their prejudices, do they? Against your kind. We have good reasons. My kind? Da, sunteți cei care aveți trei... You know, just because I spontaneously exploded with Magnus level magic or whatever doesn't mean that I... Don't worry, Initiate. I won't let it cloud my judgment of you. You're different. How so? You're one of us now. One of us. Oh, mamă, ți-a dat tare și cu patul ăsta. Sandrak's western incursion has been pushed back to the Sky Islands. Încă nu mi-a lăsat cu ta video am făcut. Hey, congratulations. And so what now, I hear you ask. See? Surrounded, but for now unpressed. Do we send our forces north to lift the siege at Lavinry? Or fortify the southern front? Marshal our strength? Or test its limits? I'll be honest. I don't know which move is best. But I do know, we have reinforcements. We do? She means you, dummy. Welcome, Jack of the House Unforeseen. Newly mantled House Unforeseen. Champion protector of Lucium. Master Magnus of the Order Elite. What words do you have for those under our command? Are you serious? Oh. Fă ce zice ai Cora, bo? Bro. They're waiting for your answer. Don't take 5 years. Că 5 ani au trecut de când ne-a luat pe noi. Hey, so when I was a kid, I had this friend that wanted to fight in the Everwar. I can't believe that I used to give her a hard time about it. She never got a chance to, well, Rasharn attacked and, well, I don't even have to finish that sentence. Everyone here has a story that starts or ends with Rasharn attacked. And everyone here has survived those stories. Okay. A început prost, dar o ia bine. It didn't. Too many. Their names fill the walls of this place. No more names. No more names. May all of Lucium honor yours until the end of days. Shit. Wow. Bottoms up? Seamănă ăsta cu cineva la față, indianul ăsta așa. Ia ce aminte de un personaj anume. What now? This is your party, Jack. Mingle. All eyes are on you. Single and ready to mingle, oh. What about the stolen artifact?
It was like a big glowy crystal with etchings all over it. We're scouring the archives. Nothing yet. Go enjoy yourself. Get to know some of the people you'll be working with. Or if the pressure to socialize is too much to bear, head to your new quarters and turn in for the night. Okay. Good night, sir. Good night, Jack. Okie dokie. Așa că vă comunic cu oamenii ăștia, dar cred că o să vedem asta data viitoare, boys, așa că dacă vă bucurați acest video din Immortals of Aveum, știți foarte bine ce să comentați, dați like, subscribe și comment și ne auzim în video următor. Pa!